Bună ziua! Continuăm și astăzi interviurile pe SNews.ro. Alături de mine este jurnalistul Oreste Teodorescu. Bună ziua și îți mulțumesc că ești astăzi din nou alături de mine. Mulțumesc ca întotdeauna pentru invitație. Legea care îi scutește pe jurnaliști de impozitul pe venit a produs rumoare. Ieri am văzut în mass media, mulți jurnaliști s-au declarat a nu fi de acord cu această... Nici nu știu cum să o numesc. Nu sunt chiar foarte mulți jurnaliști, sunt 13 foarte titrați în cei 30 de ani de presă, dacă ne gândim la Cristian Dor Popescu, Cristoiu și așa mai departe. Sigur, au fost și alții care nu s-au încadrat în acel document. Eu am fost 100% în acord cu propunerea către președintele Klaus Iohannis să nu promulge această lege, pentru că este o glumă pesedistă ușor otrăvită la adresa noastră. N-ar trebui să existe categorii privilegiate de salariați. În schimb, dacă i-ar fi preocupat foarte mult pe politicieni, indiferent de partid, soarta presei, nu impozitul pe salariul jurnalistului este problema noastră în media, ci este incapacitatea unei piețe libere, da, de media să asigure, nu, celei de-a patra puteri într-un stat democratic un anumit statut. Și pentru asta, dacă luăm modelul francez, statul ar trebui să subvenționeze presa, nu pe jurnaliști. Nu să-i cumpere pe jurnaliști cu 10% mai mult la salariu. Asta e ceaușismul ăla și vă mai dăm 100 de lei la salariu. PSD-știi nu au înțeles că suma tuturor pomenilor electorale nu mai funcționează în 2020. Da, perfect în 90. Ar fi funcționat foarte bine și în 2000. În 2020 s-a schimbat demografic un pic calitatea votantului și atunci la nivelul de informație și de aspirație europeană pe care o au generațiile noastre de jurnaliști, că suntem, mai să zicem, cuprinși între 30 și 50 de ani, ăștia care suntem active acum în presă. Am văzut și noi cum funcționează în mod corect în democrațiile adevărate relația stat-presă. Dar are legătură și cu faptul că anul acesta avem alegeri. Ei, sunt două serii de alegeri extrem de importante pentru România. E o catație, o benevolenție a presei, mai ales din teritoriu, unde baronii locali au început să aibă o problemă. Pentru că presa, într-adevăr, ea a fost sufocată și nu de piață. Asta este ceea ce ar trebui să înțeleagă toți privitorii noștri acum. Piața media din România nu a fost distrusă extern, ci a fost distrusă intern. Credibilitatea presei a început să fie erodată de patronii de presă. În momentul în care mogulii de presă și-au cumpărat niște mercenari pe care i-au transformat în soldații propriilor lor cauze, relația între presă și cetățean a fost viciată încă de la începutul anilor 2000. Noi astăzi, în 2020, asistăm la efectul prăbușirii presei, dar prin implozie, nu prin explozie. Am observat că sunt mulți moguli de presă care sunt foarte supărați că jurnaliștii nu vor această pomană electorală de la PSD. Chiar astăzi, în drum spre dumneavoastră, ascultam la un post de televiziune care emite și în FM celebru, cum, domne, niște mari jurnaliști sau patroni de presă îi făceau ipocriți pe cei care au semnalat președintelui să nu promulge această lege și că, domne, de ce să nu ne gândim și la jurnalistul biet din provincie care de-abia se descurcă cu un salariu? Păi jurnalistul ăla biet din provincie care abia se descurcă cu un salariu îl îmbogățește pe patronul lui de presă care are relație directă cu baronul local, care din banii noștri ai tuturor îl face pe patron milionar, iar milionarul ăla nenorocit și nesimțit își ține propriul angajat cu 3 lei ca să... Deci de aici vine și problema. Păi de aici vine și problema și atunci este o ipocrizie. Vrei să rezolvi problema presei? Hai să creăm un cadru legislativ prin care statul român să subvenționeze cu 1% din PIB presa din România, indiferent că e presă privată sau de stat. Hai să avem modelul francez. Dar a scăzut calitatea presei din România? E jurnalist vechi în meseria asta. Eu am o metaforă. Dacă într-o lume ideală presa este câinele de pază al democrației, la noi în România acest câine s-a transformat într-o jigodie ordinară, care nu numai că apără oile să nu fie mâncate de lup, dar care pactizează cu lupul și se înfruptă cu aceeași plăcere din osânza oii ca și prădătorul. Presa nu mai este de multă vreme prietenul cetățeanului, nu mai este ochiul ager și capul limpede care analizează și formatează într-un fel
opinia publică pe niște predicate și principii foarte sănătoase și foarte transparente. Noi, din păcate, fără să vrem și fără să putem, pentru că n-am avut noi jurnaliștii niciodată atâția bani cât să devenim proprii noștri moguli sau proprii noștri patroni, am intrat într-un joc de putere și într-un joc de interese între patronii de media și clasa politică. Și din această perspectivă, din 2000 până în 2020, conținutul și calitatea presei din România s-a degradat progresiv până când a ajuns o mizerie așa urât, mirositoare, cum este astăzi în mare parte. Dar mai poate fi resuscitată, să spun așa? Ea poate fi resuscitată pe principii corecte. Vrei să-i dai o șansă presei și mai ales relației între cetățean și clasa politică prin acest filtru limpede, de curat, cinstit al presei, atunci ajută toată presa din România cu subvenție de la stat. Și atunci un patron de presă își poate permite să angajeze niște jurnaliști pe care să nu-i plătească în batjocură, să le asigure un anumit nivel de trai care să permită jurnalistului să devină câinele de pază al cetățeanului. Altfel este doar un figurant în buzunarul unui baron local via un patron de presă și ăla care habar n-are despre ce e vorba. E bine de precizat că și publicul s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, că, spre exemplu, mă uitam ieri la cele mai vizionate emisiuni în România și nu-mi venea să cred că televiziuni precum, emisiuni precum Acces Direct, da? E pe locul 2 în România. Tot presa se face vinovată pentru asta, pentru că în goana lor după audiența imediată și în goana lor pentru o influență directă, mulți patroni de presă au transformat cetățeanul dintr-un elector bine informat și bine pus la punct într-o victimă a unei propagande, manipulări, dezinformări teribile. Și atunci, dacă patronul de presă privește publicul business-ului lui ca pe o adunătură de cretini, da mai bun să mestece fără să digere ceea ce spun formatorii de pe la Antena 3, RTV și alte televiziuni, despre ce calitate a informației să mai vorbim? Și atunci presa ar trebui să lupte împotriva manipulării, împotriva dezinformării, împotriva fake news-ului. Și din păcate la noi, tocmai astea sunt produsele premium ale presei din România. Care se vând. Și care se vând și care au și acest efect pervers de a transforma electorul rațional într-un zombie gata să pună ștampila acolo unde este sugerează să o pună. Cum spuneam și mai devreme, anul acesta este un an extrem de important. Vom avea două tipuri de alegeri. Vom avea și alegeri parlamentare și locale. Și anticipate, vedem dacă va fi sau nu va fi așa. Dar un lucru e cert, vom avea alegeri locale într-un singur tur. Pierde Partidul Național Liberal teren prin faptul că rămânem la varianta de alegeri locale într-un singur prin, tur? Prin alegerea edililor într-un singur tur de scrutin există doi mari câștigători. Partidele mainstream din România, PNL că e pe trend, începând cu europarlamentarele și prezidențialele, este în pole position, dar este urmat imediat de PSD. Pentru că administrațiile, cele 3.000 și ceva de administrații din România, sunt împărțite gvazi egal între PNL și PSD. PNL-ul având mai puțin cu câteva sute decât PSD-ul astăzi. Un singur tur de scrutin favorizează evident pe cel care se află în funcție, pentru că deține resursele, pentru că are relația directă cu alți vectori de manipulare a opiniei publice, Consiliul Județean, patronii de presă, micile feude care pe care și le fac spate. Puternicii clipei. Dezavantajate din acest punct de vedere sunt partidele medii spre mici. Un pierzător al alegerilor într-un singur tur de scrutin este USR-ul, care nu este organizat teritorial, care cu excepția conglomerărilor mari urbane cu precăderea Bucureștiului nu vor obține un scor foarte interesant și important la locale, pentru că nu au organizații și nu au o infrastructură, n-au avut timp să-și facă o infrastructură teritorială comparabilă cu a PSD-ului sau cu a PNL-ului, care fac asta de 30 de ani. PMP-ul, Pro-România, ALDE, chiar și UDMR-ul, dacă în interiorul comunității maghiare
Partidul Civic Maghiar, UDMR și alte formațiuni nu ajung la un consens pentru a susține un singur candidat. E posibil ca la locale partidele mici să facă un scor nu atât de mare cât să le poată da învergura să negocieze ulterior eventualitatea intrării la guvernare sau nu. Dar cum vezi situația de la Primăria Capitalei, situația din București, la primăriile de sectoare? Are acolo o șansă Partidul Național Liberal, dacă se rămâne la un singur tur, să detroneze vechii socialdemocrați primari? Singur, dacă Partidul Național Liberal are o formulă extraordinar de ofertantă pentru București. Nu știu, hai să dau un exemplu teoretic, evident, și sper să fiu înțeles corect, că nu e o informație, este un scenariu. Dacă, de exemplu, la Primăria București ar veni premierul actual, Ludovic Orban, împreună cu 6 miniștri foarte buni, ai unui cabinet care a durat 3 luni jumătate, dar care a reușit să scoată țara din împotmolirea îngrozitoare, falimentară, în care o adusese PSD-ul și să o așeze pe traiectoria devenirii unei țări normale, așa cum și-a propus președintele Klaus Iohannis, are suficiente argumente cabinetul Orban, cu 6 miniștri la fiecare sector, să spună electoratului din București: domnilor, noi am fost capabili în 3 luni jumătate să încercăm să reașezăm România pe drumul normal. Prin experiența de viceprimar al capitalei a domnului Orban, cu experiența în administrație deja pe care miniștrii au făcut-o la o scară mai mare decât a Bucureștiului, ar putea deveni o echipă compactă și o formulă foarte ofertantă pentru electoratul bucureștean, în care ai un premier, fost premier, și 6 dintre cei mai buni miniștri ai cabinetului său, care își asumă misiunea București pentru următorii 4 ani. Numai că această variantă de lucru... Asta înseamnă să nu-și asume și guvernarea, că n-ai cum să le faci pe ambele. Asta înseamnă că ar fi trebuit gândită mai de mult, iar lucrurile deja trebuiau să stea aici, acum. Deci această variantă a cabinetului care face transferul de la Național către București pică. Altfel, e greu să-i detronezi pe... Nu poți altfel, într-un singur tur, un partid care, mă rog, are așa un trend crescător, dar se situează real, vorbind la alegeri locale și general, undeva între 30 și 35%, nu poate asigura singur o majoritate parlamentară care să dea guvern. Și atunci și la capitală va fi la fel. Nu poate PSNL-ul singur, în afara acestei formule perfect ermetice, premier, miniștri la sectoare, nu poate fi convins să câștige singur. Și atunci ar trebui să intre la masa negocierilor cu cei de la USR, cu cei de la PMP. Să aibă un candidat comun. Să-și facă în interiorul coaliției de dreapta, să o numim așa ca să mai scurtăm din cuvinte, să facă niște primaries sau să facă niște sondaje, o precampanie electorală, adresându-se direct votantului de dreapta din București, da? Permițând o dezbatere între Nicu Șordan, Violeta Alexandru, Vlad Voiculescu, Paleologu și cine își mai asumă de pe partea anti-PSD candidatura la București, și să se producă ceea ce americanii fac în tradiția lor democratică, această precampanie adresată direct electoratului de dreapta. Și electoratul de dreapta din București, confruntându-se cu diferitele proiecte, platforme, idei, concepte ale fiecărui candidat, să-și poată alege preferatul. Și atunci partidele să consimtă că, domnule, dacă electoratul de dreapta din București consideră că Violeta Alexandru are un scor mai bun decât Nicu Șordan sau invers, toate celelalte partide, da? Deci asta ar fi varianta câștigătoare. Să se așeze în spatele acestei locomotive și să umble compact, unitar, în bătălia cu Gabriela Firea, care va avea alieții ei tradiționali în București, mai de la Pro-România, mai de la Alde Unii și așa mai departe. Rareș Bogdan nu este o variantă câștigătoare? Am văzut o declarație recentă a europarlamentarului care susținea că dacă îi se cere, aia se sacrifică. Asta e disciplina soldatului de partid. E normal, partidul... Dacă îi se va cere, poate, va candida. Poate să meargă și la sacrificiu cu un campion pe care îl are deja. Dar cred că Rareș Bogdan ar fi avut o șansă extraordinară, poate cea mai mare șansă de a câștiga Bucureștiul și în urma unei campanii bine gândite, dar și în urma unui proiect bine pus la punct, dacă ar fi avut încă de la
începutul bătăliei pentru locale, filiala București, și să-și numească și Rareș, nu în calitate de președinte, dacă ar fi fost președintele filialei București, propunerile pentru fiecare sector, să-și fi făcut o echipă, să fi venit cu un proiect așa comun. Așa cum mi-amintesc că a și zis la un moment dat, să fi venit cu un problema. Proiect comun și să începem deja împreună cu toții, prietenii lui, prietenii sau susținătorii dreptei românești, o campanie europeană, profesionistă și curată, transparentă. Așa să vină Rareș, vorba aia, ca un pompier atomic de la Strasburg și de la Bruxelles, și să fie aruncat de unul singur, așa, într-o bătălie, o ciumă roz care are rădăcini groase în administrația bucureșteană, mi se pare hazardat și... Deci e prea târziu. Nu foarte eficient. Eventuală candidatura... Mie mi se pare că e prea târziu și nu cred că a fost gândită formula asta încă de la început, pentru că dacă ar fi fost vizat Rareș Bogdan pentru... cucerirea Bucureștiului din ghearele frumos manicuriete are doamnei Firea, ar fi trebuit deja să fie altă configurare a filialelor, alt rezultat la alegerile filialei PNL București și așa mai departe. Întrucât lucrurile astea nu s-au întâmplat așa, nici nu cred că pot ajunge la această destinație. Deci au crescut șansele Gabrielei Firea de a lua un nou mandat? Ele cresc doar în condițiile în care orgoliul, miza mică și prostia, că nici nu pot să o numesc altfel și nici nu vreau să o numesc altfel, a celor de pe partea dreaptă, îi vor face să repete bâlba din 2016, când PNL-ul a avut 4 propuneri care au picat rând pe rând și USR-ul, izolat fiind la vremea respectivă, n-a putut să o bată pe Gabriela Firea. Deci PNL-ul are un precedent periculos legat de orgoliu, miză mică și aroganță. Dar un candidat al opoziției pe care îl vezi, bun să o înfrunte pe Gabriela Firea și să câștige primăria capitalei. Există un astfel de candidat pe partea dreaptă în acest moment? În mod normal, cea mai mare notorietate legată de un posibil proiect coerent asupra Bucureștiului, până în momentul de față, l-are în timp Nicuș Ordan. Numai că Nicuș Ordan nu cred că poate câștiga independent. Nu cred că e vorba de un câștig într-adevăr dacă un primar independent ia municipiul București, sectoarele sunt ale altor partide, consilierii generali, viceprimarul, secretarul general al primăriei sunt din altă parte. Cred că refacem așa foarte subțire o convenție democratică care nu va produce rezultate pentru București. Trebuie o echipă consolidată. De aceea eu înțeleg invitația PNL-ului adresată domnului Nicuș Ordan de a candida în numele PNL-ului. De aia înțeleg și o mica nebuloasă a USR-ului de a-l susține pe independentul Nicuș Ordan în defavoarea membrului de partid USR Plus Vlad Voiculescu. Lucrurile sunt destul de complicate acolo, ca să fie o coerență, ca să existe o, nu neapărat o hiperputere centralizată, dar o coerență a actului administrativ, ar trebui ca între primarul general și primarii de sectoare, Consiliul General, să existe o unitate de gândire măcar și de proiecte. Ceea ce în condițiile în care sunt atât de disparați unul independent, alții de la USR, alții de la PNL, în lipsa unei înțelegeri amiabile înaintea campaniei electorale și a unor susțineri comune, ai dreptate, principala șansă îi rămâne Gabriela Firea, care e sudată deja acolo, are deja în subordinea ei o armată întreagă de sinecuriști pe care i-a tot plătit de-a lungul acestor ani din bani publici și care sunt foarte activi din punct de vedere electoral și vor trage maximum cât pot să obțină un scor bun. Alegerile anticipate, un alt subiect care încinge scena politică. Am văzut că Partidul Social Democrat ar fi mai nou de acord cu organizarea acestor alegeri anticipate chiar în aceeași zi. Cum vezi schimbarea aceasta de atitudine a Partidului Social Democrat? Până de una zi nu susțineau varianta, mie mi se pare mai nou că o susțin. Mințile mai lucide și un pic mai raționale din conducerea PSD-ului au ajuns la concluzia foarte corectă, născută și din raportul făcut de domnul Ionuț Vulpescu cu privire la decăderea asta extraordinară a încrederii electorale în PSD,
că dacă vor mai prelungi și vor mai temporiza criza din România, s-ar putea ca, ajungând la termen cu alegerile, nivelul de supărare și nivelul de frustrare a electoratului împotriva lor, bă, după ce că n-ați făcut nimic la guvernare, nu-i lăsați nici pe ăștia acum să înceapă niște proiecte de renaștere economică, cel puțin morală și materială a României, sunteți chiar cel mai toxic partid, sunteți chiar cu adevărat ciuma roșie și atunci, bă, nici măcar noi ăștia care ar fi vrut să vă votăm, nu vă mai votăm că sunteți dușmanii României. Există această analiză în PSD. Și atunci PSD-ul de astăzi, pentru că este nevoit din cauza unui management absolut catastrofal al domnului Dragnea și a echipei domniei sale, să-și îndulcească relația cu propriul electorat în primul rând și cu țara în general. Și atunci el nu mai trebuie să apară ca un partid frână, ca un partid terorist, ca un partid care nu face altceva decât urmărindu-și propriile interese să îngenuncheze România. Și atunci când țara e într-o criză, pentru că avem un președinte, avem o intenție majoritară a electoratului de a trimite în opoziție PSD-ul, avem în schimb o majoritate parlamentară toxică în Parlamentul României și un guvern impotent, săracu, că nu poate, cu 21% susținere parlamentară, nu poate trece în dezbatere nicio lege măcar. Și atunci el este condiționat și obligat să-și asume ordonanțe de urgență, să-și asume asumări în fața Parlamentului și așa mai departe. Și atunci suntem într-o criză politică. Autorul moral al acestei crize politice în momentul de față este PSD-ul. Dacă PSD-ul înțelege dezideratul electoratului de a se schimba sensul și direcția puterii în România, fac ușor un pas în spate. Mult mai ușor a fi făcut-o Ion Iliescu cu camarila lui, de tovarăși, dar tovarăși cu școală, ca să permită totuși buna funcționalitate a sistemului din România. Și atunci, dacă domnul Ciolacu reușește cu stilul lui mai bonom și mai blând, așa, și mai puțin coroziv și mai puțin arogant, să inducă această idee în rândul PSD-șilor, bă, e un moment istoric în care noi trebuie să ne retragem un pic, să ne însănătoșim un pic, să ne facem reformele necesare, să scăpăm de eticheta de partid populist, anti-european, retrograd și de factură, nu știu, duginistă. Pentru asta avem nevoie de liniștea unei opoziții de 4 ani. Și atunci hai să ieșim mai repede din jocul ăsta de putere pe care oricum îl vor pierde și să pornim de la premisa că, bă, am înțeles unde am greșit, ne asumăm propriile greșeli și suntem primul partid care are nevoie de reformă. Dar știu că este o decizie a CCR din 2012 care spune că nu se pot organiza alegeri anticipate în același timp cu alegerile locale. În acea zi. În aceeași zi, exact. Ceea ce într-un fel este și corect, pentru că s-ar confuza puțin și s-ar tulbura un pic dreptul de a fi foarte bine informat și foarte bine pus la punct. Și atunci probabil că nu se vor putea ține în aceea zi, dar la un interval de o săptămână, două săptămâni între ele, nu există niciun impediment constituțional în treaba asta. Cu cât alegerile generale vor fi făcute mai repede, cu atât terminăm odată această nebuloasă politică în care ne aflăm. Aminteai din aur de raportul devastator, bilanțul acela dur al lui Ionuț Vulpescu. Nu e devastator, este o analiză lucidă și corectă. E o analiză lucidă și corectă pe care PSD și-o asumă? Sau și-o asumă Ionuț Vulpescu? Cum vezi situația? Deocamdată pare că și-a asumat-o destul de curajos Ionuț Vulpescu făcând public acest raport. Imediat ați văzut și voi cum vechii dinozauri de partid, gen domnul ăla de la, nu scapă numele, nici nu vreau, cum îl cheamă, din Vaslui. Domnul Buzatu? Buzatu, așa, am văzut că celebrul domn Buzatu a ieșit imediat să spună că ce e superficialitatea asta, domne, o prostie de raport, nu e adevărat și așa mai departe. Ori Ciolacu a declarat azi pentru PS News că el știa de acest raport, dar că ar fi trebuit mai întâi să-l prezinte Vulpescu în cex și apoi să-l dea publicității. Nu cred. Un asemenea raport e secretul lui Polișinel, adică toată lumea știe de ce a pierdut PSD-ul, unde a greșit PSD-ul, care au fost principalii vinovați ai degradării relației dintre electorat și PSD. Toată lumea știe asta. Faptul că un PSD-ist tânăr, mai pontist decât dragnist, ca să spun așa, și-a asumat acest rol public de a prezenta acest raport în fața tuturor, e un act de normalitate.
și de transparență de care PSD-ul are nevoie dacă dorește să mai fie băgat în seamă. Crezi că o să asistăm, nu știu, la eventuale demiteri, demisii? Nu cred. Se întâmplă ceva după raportul ăsta? Din câte l-am scanat pe domnul Ciolacu, el pare că într-o viață anterioară a lucrat la Crucea Roșie. Este mama, tatăl tuturor răniților, vrea să-i recupereze pe toți, vrea cumva așa să îngroape securea războiului dintre facțiunile din PSD și să-i cheme pe toți cumva actanții importanți din teritoriu la o construcție sau la o reconstrucție a partidului. Iar din punctul meu de vedere, această strategie este una corectă. Este, fiind măcar o idee constructivă, e mai importantă decât să tot încerci să se securizezi propria ta zonă de putere și să cauți predicate electorale mincinoase, populiste, spectaculoase, ca să mai păcălești încă o dată sau încă un tur electoratul să te propulseze ca să faci ce? Nimic. Dar are legătură și cu faptul că, iată, în două săptămâni va fi un congres al PSD, acolo unde se vor împărți funcții. Da, cred că nici nu e așa de greu de preconizat. Probabil viitorul președinte al PSD-ului va rămâne domnul Ciolacu. Am observat că are o relație foarte bună și cu coordonatorii campaniei de locale și de generale, domnul Manda și cu domnul Tudose. E o revenire a unei găști sau a unor, nu știu, exponenții a unei generații. Ai, ca să fiu mai politicos un pic, că poate gașcă sună prea peiorativ, care au văzut și au văzut oportunitatea de a prelua și de a conduce acest partid cu susținerea unor actanți vechi, cum este domnul Paul Stănescu sau alții de pe acolo, care sunt cu toții de acord că PSD-ului ar fi mai bine cu o conducere de tip Ciolacu decât să se arunce într-o aventură de tip Grindeanu sau într-o utopie de tip Dâncu, Gușe și așa mai departe. Vom vedea ce ne rezervă viitorul. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența alături de noi și te mai așteptăm cu mare drag. Cu mare drag. Mulțumim!